Slavă lui Dumnezeu, stai în ascunde a lucrurilor, iar slavă împăratilor, stai în cercetă a lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Unde încep? Unde încep? Dacă vrei să treci la un alt nivel, dacă vrei să treci la o altă dimensiune, dacă vrei să mergi mai departe, mai adânc, unde încep? Trebuie să știi unde încep, pentru că în funcție de unde încep, va determina succesul sau eșecul. Am văzut ieri că Elisei trebuia avea știință, avea acces la bogăție îngropate, la cunoștințe ascunse, dar pentru a le aplica, trebuia să le aplice într-un loc foarte specific. Altfel nu funcționa. Îmi vine un exemplu negativ, să-l spun sau nu-l spun. Parcă aud unul dintre voi care zic, spune. De exemplu, cei care sunt din partea cealaltă, care și ei au acces la anumite cunoștințe. Dacă te duci la ei, dar nu te vei duce că n-ai nevoie de ei, în Hristos ești de ei. N-ai nevoie de ei, ai nevoie doar de Hristos. Dar hai să zic, oameni care se duc la ei, ei pentru a aplica știința lor, ei cunosc anumite lucruri, dar pentru a aplica știința lor, au nevoie de un punct de plecare. Și de exemplu, o să spună, ok, asta vrei să faci, ok, bun. Hai să dau exemplu din Africa. Zice, ok, adu-mă o găină. Pentru că ce știe trebuie să fie aplicate într-un mod foarte precis. Sau, cum se întâmplă, de exemplu, cu oamenii când se gândesc să fac rău cuiva, o să zică, ok, vrei să facem ceva la persoana asta, ok, adum părul lui. Părul lui sau ceva care a purtat. De ce? Acel om are știință, dar până nu aplică asta într-un loc foarte specific, n-are ce să facă. Păi de ce ai dat exemplu negativ? Pentru că vreau să ajut unii dintre voi să înțelege de ce, deși nu suntem în negativul, dar să înțelegeți un lucru. Și ei nu funcționează, adică și demon nu funcționează fără să respecte anumite principii. Și ei respectă, pentru că altfel ei sunt foarte conștient că nu au cum să domine, nu au cum să înainteze dacă nu aplică legile care există. Au intenții rele, sunt răzvrătit, dar ei știu. Dacă nu facem așa și așa, n-are cum să funcționeze, că sunt anumite principii univers care nu se schimbă. Ori le aplici, dacă nu le aplici, n-are cum să ai rezultat. Deci unde încep? Dacă realizezi că viața ta este prea strâmbtă, pentru comoara care Dumnezeu a pus în tine. Biblia spune așa, purtăm această comoară în niște vase de lut, ca această putere nemaipomenită. Deci există o putere nemaipomenită care trebuie să se exprime în viața noastră. Dar dacă vasul e prea strâmb și nu lasă că această putere să se exprime și vrem să schimbăm asta, de unde începem? Dacă îți dai seama că de 5 ani, de 10 ani, observând atent viața ta și în mod pragmatic, realizezi că, de fapt, eu nu am înaintat în acest an. Dar m-am întors la Dumnezeu, au fost anumite schimbări, slavă lui Dumnezeu, dar de la un moment încoace, nu există nici o schimbare, nu există nici un progres spiritual. Sunt la același nivel.
și vrei să schimbi asta, de unde începi? Insist asupra această întrebare, pentru că este crucial să știi de unde începi. Pentru că lucrurile spirituale pot să ai cunoștință, dar dacă le aplici unde nu trebuie, dacă nu știi exact unde să le aplici, nu vei avea rezultate care le aștepți. Și în anumite cazuri, vei avea rezultate chiar contrare la ceea ce cautai. Unde începem? Unde începem? Când oamenii vor să zidească o clădire, nu așa că nu încep cu acoperiș. Sau cu ferestrele sau cu zidurile. Mereu se începe cu Mereu se începe cu ce se numește fundația. Nu? Acolo încep. Domnul Iisus chiar vorbește de această pildă. Omul care zidește casă pe stâncă sau cel care zidește pe nisip. Ambele case sunt ridicate. Dar ce va dovedi diferența care nu se vede aici este. Diferența care nu se vede, adică fondația care nu se vede, ce va dovedi ce fondație este construită una sau alta, ce va dovedi sunt furtuni. Sunt situații adverse, situații de greutate. De atunci se vede unde a fost fondația de stâncă și unde a fost pus pe nisip. Și în această pildă ne arată că contează unde ai început să aplici ce știi. A, pe știu să construiești o casă. Foarte bine. Dar e important unde o construiești. Că ăștia care au zidit pe nisip știau să zidească casă. Știau să zidească casă. Dar locul unde au zidit au început unde nu trebuia. Când Dumnezeu chiar vrea să, chiar și El, când vrea să schimbe viața ta. Am vorbit de când noi ne dăm seama că nu, ceva nu este ok, locul e prea strâmt. Unde schimbăm? Dar chiar și Dumnezeu. Când inițiativa vine de la ei, pentru că trebuie să înțelegi că schimbarele în viața unui om poate să fie inițiativa lui Dumnezeu și apoi omul trebuie să răspundă într-un fel sau altul. Dar sunt uneori unde este inițiativa omului. Pentru că omul nu este un robot sau un lemn. E făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și el poate ia anumite inițiative. De exemplu, fii prorocilor, nu prin descoperire au aflat că locul e prea strâmb. Și a dat seama singur și a luat inițiativă de a largi locul. Chiar și Dumnezeu, când el are inițiativă, să te schimbe, îți garantezi. Începe într-un loc. Începe într-un loc. De aceea, când nu te-ai întrebat de ce Dumnezeu n-a creat mai mult o serie de Adam și Eva, dar a creat mai întâi un om. El e atât puternic, putea să creeze o serie de Adam și Eva. Nu, nu, nu. Dumnezeu începe mereu într-un punct. Deși El vrea să creeze omenire, la Biblia zice Dumnezeu vrea să ducă mult fi la slavă, iată ce zice Geneza. Geneza
1, deși noi știm că scopul lui Dumnezeu este omenirea, pământul să fie plin. Da? Dar în Geneza 1, capitolul 26, apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peșmar, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoriile care se mișcă pe pământ. Deși scopul lui Dumnezeu nu era un om pe pământ, dar milioane, miliarde de oameni pe pământ. Deși atot puternic, putea să facă că în fiecare colț ale pământului să fie câte un Adam și Eva, câte un Adam și Eva, câte un Adam și Eva. Nu puterea îi lipsa. Dar Dumnezeu începe mereu într-un loc și a început cu Adam. Deși scopul sunt miliarde, începe cu Adam. Deși scopul este un pom, unde vor fi roade, unde pasărele se vor ascunde, el începe cu o sămânță. Începe cu ceva mic. Începe cu ceva mic. Dar începe undeva într-un punct numit sămânță, numit grăunte. Domnul Iisus zice, fiul nu face nimic decât ce îl vede pe tatăl făcând. Observația de care am vorbit, să pot observa, uite cum Dumnezeu lucrează. Vă să creeze miliarde de oameni de la începe cu unul. Și atunci dacă îl mic pe Dumnezeu, vei înțelege, ok, vreau să aduc o mare schimbare în viața mea. Dar trebuie să încep într-un punct, nu în 10 puncte. Unde încep? Îți dai seama din adâns nu răspunde încă la această întrebare. Îți provoc să te gândești. Unde încep? Că Dumnezeu începe într-un punct. Într-un punct. Vorbam despre Elisei. Odată vine o văduvă. Ajută-mă. Cel care, la care aveam datorie a venit să-mi ia fi. Și Elisei zice, ce ai acasă? El zice, nu am nimic decât puțin un de lemn într-un vas. Și acel puțin un de lemn, când de fapt aici Elisei zice, ce ai acasă? De fapt căuta, zice, ok, am știință, am acces la bogăție îngropată, dar ca să aplicăm asta, trebuie să avem un punct de plecare, trebuie să plecăm de undeva. Și acel punct de plecare nu e în casa mea, trebuie să fie în casa ta, pentru că este problema ta. Ce ai acasă? Am puțin un delem, ok, e de ajuns, va fi punctul de plecare. Au mare schimbare în viața ta. Nu numai că vei plăti datoria ta, îți va rămâne ca să trăiești tu și fiii tăi. Dar totul a plecat într-un loc foarte specific. De unde încep? Te las cu această întrebare. Domnul să te binecuvânteze.